Futsalul din Deva este pe val, orașul de la poalele cetății, urmând a avea din nou două echipe în Liga 1. Acest lucru se datorează rezultatelor obținute de cei de la ACS West Deva, care au reușit promovarea pe prima scenă a futsalului autohton după ce au terminat neînvinși actuala ediție a Ligii Secunde. Cei de la ACS West Deva par a fi depășit problemele financiare dinaintea turneului de promovare și pentru sezonul viitor își propun calificarea în semifinalele Ligii 1. Edi Covaș, felicitări, neînvinși, promovați în Liga 1, cum a fost? Într-adevăr, ne-am atins obiectivele. Anul acesta, un an extraordinar, care nu se întâmplă foarte des la o echipă. Am reușit să câștigăm toate cele 14 jocuri care le-am avut în cadrul Ligii a doua. Cu echipele de Liga 1 n-am pierdut nici cu ele, am făcut două rezultate de egalitate. Deci am terminat, pot spune, în fanfar. Ce urmează sezonul viitor, în speranța că vă veți înscrie și Deva va avea două echipe în Liga 1 de futsal? Da, din promisiunile care le avem, eu zic că mai mult ca sigur că ne vom înscrie în Liga 1, odată ce ne-am câștigat acest drept de a evolua acolo pe teren. Și ce vă propuneți pentru sezonul următor în Liga 1? Deci va fi greu să reușim un traseu ca în acest an, dar promisiunea noastră este că vom accede în semifinalele campionatului național de futsal. ACS West Deva este singura echipă dintre cele 12 participante în Liga 2 de futsal care a terminat sezonul fără să piardă vreun meci.